face buffering. Acum. Ok, salutare tuturor. Suntem la episodul numărul 2 din Artist Talk, organizat de departamentul UAD în colaborare cu Hassium.ro, trebuie să spun asta pentru că eu și Ioana Lăhuț suntem aici. Și da, avem acest mic proiect în spate și cumva ne dă motorașe pe linia asta. Inițiativa a venit după, cumva, cum zicea și Ioana, impusă de această restricție de a ne întâlni fizic. Și discutând cu ea, ea fiind momentan director departament la UAD, departamentul pictură, am zis să inițiem acest tip de dialog care eminamente se adresează studenților departamentului de pictură, poate mai ales anilor începători, dar nu numai, și o să mergem paleta oricum și de, și de artiști, de preocupări și de discuții. Așa că Bogdan Vladuta, mă bucur foarte mult că ai acceptat. Da, salut. A treia oară, cred că n-am mai vorbit de câțiva ani, așa că ce moment mai bun decât să începem dialogul acum. Eu mi-am pregătit așa, ca să, mă rog, cât de cât așa un fel de structură, de schelet de întrebări. Dar vreau să fie o discuție foarte liberă, așa că între doi oameni care practică pictura și care se întâlnesc în acel tip de muncă de atelier, care de multe ori nu e vizibilă. Da, dar poate nu doar între noi doi, să participe și ceilalți. Da, pe timpul discuției vă rog să lăsați întrebări în chat, cred că știți unde. Și la sfârșitul discuției vom face și întrebări adresate live. Da, ca să fie un pic mai. Zic, din practica asta de discuțiilor online, riscăm să ne intersectăm și să nu ne auzim de aia. E bine să trasăm o ordine. Avem și câțiva studenți Erasmus, nevorbitori de limbă română, dar tot așa pe principiul pasării intervenției în chat. Cred că o să ne descurcăm și cu ei dacă au nelămuriri. Da, uite, nici nu m-am uitat, n-am observat care sunt, dar o să fac cumva, poate cu ei un dialog ulterior, să vedem dacă au întrebări și nelămuriri legate de subiect. Bogdan, mai zi-mi o dată. Te rog. Tocmai discutasem. Când ai absolvit tu universitatea? 96. 96. Da. Ok. Bun. În acest moment avem studenți născuți în 96, ca să... Așa. Să adresăm foarte clar acolo, de limpede, da. Diferența e limpede. Da, dar vezi că tocmai asta e, că practica asta a picturii ne leagă, indiferent din ce moment al timpului plonjezi în ea, ești contemporan cu... Da, cum le zicea Jack Whitton, un artist american care mi-e place foarte mult, cred că de 2 ani s-a și stins. Și ce, cumva, sfatul lor pe care îl dădea tinerilor era pur și simplu pictează. În momentul în care pictezi, tu intri deja în marea istorie a acestei arte. Așa că, până la urmă, nu contează neapărat punctul în care ai absolvit. Dar, pentru că avem acest tineret de față, mă gândeam să vorbim foarte puțin de treaba asta. Și adu-ți aminte, nu știu, când ai ieșit din școală, cât de pregătit erai, cât de, nu știu, sau nepregătit. Cum ai ieșit în lume? Am să spun. În ce mă privește, am plecat la drum așa, cu un fel de frustrare de natura asta, a ce mă așteaptă în primul rând. Era limpede că lucrurile nu sunt aceleași ca înainte de 89, pentru că eu în 89 aveam 18 ani și eram oarește dumirit de ce se întâmplă în jur. Ori în 96 percepția era a unui context în schimbare. Sigur, nu cu dinamica de astăzi. Și atunci
Spuneam că eram frustrat de faptul că nu n-am fost pregătiți o clipă de pentru ce urmează să întâlnim în jurul nostru. Practic, dialogul era strict pe zona de atelier și chiar și acolo într-o bucătărie destul de limitată, adică chestiuni de semn plastic, de educație vizuală, să spunem, de discernământ, de a ști să alegi între o imagine bună și o imagine cu alte caracteristici și să știi să o comentezi la un nivel așa foarte basic, să spunem. Cam ăsta era lucru pe care eu l-am deprins în Universitatea de Artă, dar care m-a și determinat la un moment dat în ultimul an de diplomă să scriu o scrisoare. Vreau eu atunci să o fac publică, n-am mai reușit să o fac în cele din urmă. Era adresată profesorului meu, Ștefan Câlțea, pe vremea aia, și în care vreau să îmi spun de fapt păsul, în fond. Era un fel de reacție la ce am asistat până atunci. Și bineînțeles că era în special accentul pus pe aceste nemulțumiri. Eu simțeam nevoia că studentul e cam plafonat. Adică învățam cam aceleași lucruri, lucrurile se repetau de la an la an, nu exista o pedagogie, să spunem, discursivă, așa, care să cuprindă în ea mai multe aspecte ale imaginii, pentru că imaginea, până la urmă, nu e doar ceea ce e frumos. Imaginea e ce percepe ochiul prin organul lui și e chiar și mai mult de atât. Da, lucrurile astea începeam să mi le dau seama, să-mi dau seama de ele din ultimii 2 ani în speță, deși vreau să spun că dialogul meu cu Ștefan Câlț a fost unul foarte bun și a rămas în continuare, pentru că suntem într-o legătură cordială foarte bună. Dar asta spun că atunci eram foarte încântat de ce se întâmplă. Anul întâi, poate voi nu știți, la Universitatea de Arte era comun. Deci studenții când intrau în universitate, în anul întâi erai repartizat din start, urmând un oarecare mecanism, la un profesor. Eu ajunsesem la Mircea Dumitrescu, care colectase un număr de studenți și de pe la sculptură, vreau să facă și sculptură, și grafică, și pictură. Eu am fost primul care s-a desprins de acolo, pentru că nu mă simt confortabil cu pedagogia lui. Era o impresie mai degrabă emoțională, aș putea să o spun, pentru că nu aveam experiență mai deloc în anul întâi. Și mi-am ales de capul meu un profesor și ăla a fost Ștefan Câlțea, pentru că mi-a plăcut foarte mult ce se întâmpla la clasa lui. Și în spiritul ăsta au continuat lucrurile vreo 2-3 ani de zile, după care lucrurile au început să se nuanțeze. Prin urmare, totul a culminat prin această absolvire cu acea scrisoare, unde îmi spuneam eu unde credeam eu că lucrurile n-au fost împlinite și că ar fi stat mai bine dacă lucrurile erau pe altă direcție, dacă ar fi existat o evoluție, să spunem. Regret că n-ai trimis-o, că n-ai lansat-o până la urmă? Într-un fel da, dar din scrupule, cum să spun eu, pur formale, n-am trimis-o. Am citit-o, am trimis-o unor cunoscuți de-ai mei, Roxana Trestioreanu, de pildă, era asistenta mea.
ea lucrează cu departamentul foto-video astăzi. Da, da. Dar aveam o legătură bună și ei, de pildă, i-am pomenit de scrisoare și i-am spus despre ea. Da, întrebarea ta era despre anul de absolvire. Da, școala nu... Simțeam foarte puternic lucrul ăsta că nu te pregătește pentru ce urmează. Mai ales pentru un timp cu o dinamică foarte, foarte accentuată. Sigur că era greu de prevăzut și chiar și pentru profesori. Au fost luați prin surprindere de context, să spunem. Dar am rămas mulți ani cu frustrarea asta că nu am n-am țâșnit către în afară să urmez altă universitate sau altă academie de artă. Mi-am dat seama de-abia atunci când am ajuns la Roma în 2002 prin bursa Vasile Pârvan că lucrurile pot merge și în alte direcții foarte bine și că era de preferat să fie așa, să merg mai departe în spiritul ăsta. Scuze, numai asta vreau să spun, că poate oricum vrei să spui. Și atunci primul lucru, să zicem, pe care l-ai făcut, această scrisoare cumva ți-a întipărit în minte clar ce ai fi trebuit să faci, ce ai fi putut să faci, dar poate și ce ar trebui să faci acum că ai terminat atunci, da? Vorbim de acel timp. Da. Și care a fost primul lucru concret pe care l-ai făcut după ce... Păi uite, după ce am terminat, după absolvirea în 96, de pildă m-am împărțit în tot felul de, hai să le spun, experimente. Deși nu-mi place cum sună, dar era un fel de altfel de a face decât cel de până atunci. Vreau să văd în ce direcție pot să extind cât mai mult guma asta a picturii, să văd ce înseamnă pictură la nivel de suport, la nivel de mediu, de materiale și la nivel conceptual, de gândire, să spunem. Am făcut în foarte multe feluri. Am fost și abstract, deși eu sunt un declarat figurativ și astăzi am niște linii pe care mi le urmez și pe care le cultiv. De atunci am făcut și lucrul ăsta. Am fost abstract și gestualist și dar și pe diagonală foarte riguros geometric și pe de altă parte iarăși exista și frustrarea că nu particip la social, la povestea asta picturii. Știți și voi că lucrurile au înaintat prost din punct de vedere al galeriilor de artă. Nu? Eu cât am fost student în toți anii ăștia, 6 ani, n-a existat, n-am avut muzeu de artă. Era închis, au fost renovări, de ce a durat atâta, nu știu. Din cauza restaurărilor, pentru că au fost distruse multe lucrări, nu știu. Dar n-am avut parte de muzeu de artă. De artă modernă și veche, ce să mai zic de artă contemporană. Deci galerii nici atât. Și internetul era la început, încă nu ne oferea. Da, internetul era aterizat. Eram aterizat în povestea asta. Eu le spunasem copiilor mei cât de târziu am pus mâna pe un laptop. Și pe cercetarea internetului. Pare incredibil pentru ei, care văd că au cursuri, copiii mei sunt la clasele 3 și 5.
și au deja cursuri de informatică și de disciplina a mecanismului ăsta de informatică. Și e greu de acceptat că, uite, eu am intrat târziu în domeniul ăsta, să spunem. Da. Dar lucrurile se câștigă pas cu pas, așa, sigur. Și în continuare sunt în progres, să spunem, pentru că nu mă consider un om așezat și un om stabilit cu niște cunoștințe gata, formulate, pe care să nu le mai cedez deloc și mai departe. Deși câteva termeni sunt, cum spuneam mai devreme, sunt deja formulați. E pictura figurativă sau cercetarea trecutului. Eu sunt foarte orientat către trecut, către memorie. Mi se pare că acolo e tot, să spunem. Și că ce aș vrea eu să fac de acum înainte e artă de arheologie, cumva, și de punere în contextul nostru actual. Da. Mă bucur că ai spus lucrul ăsta și l-am trecut aici ca punct de discuție. Atât dacă l-am vreau neapărat să trecem prin el. Dar da. Nu înainte să ne spui, mai ales că ai menționat de acest lucru după ce ai terminat studiile, dar ai încercat să vezi, bine, am făcut 6 ani de școală, hai să văd ce pot să fac cu toate instrumentele pe care le-am dobândit. Da? Și ai trecut prin multe feluri de a face artă. Da. Și bănesc că toate astea impun un ritm de lucru în atelier, o anumită disciplină. Mergeam zilnic la atelier și încerc să merg și astăzi zilnic, deși nu reușesc în fiecare zi, îmi spun. Și ai ritual de atelier care te face să intri în starea de a face? Depinde, e foarte fluctuant lucrul ăsta, pentru că am parte și de zile în care știu foarte bine ce vreau, dar am și parte și de întrebările pe care și le pune, de pildă, le-am remarcat la maică mea. Când veneam peste ea în bucătărie și se întreba, zice, ce vă mai gătesc, frate, astăzi? Asta e întrebarea tuturor mamelor de fel. Da. Hey, și cam asta simt și eu uneori. Dom'le, ce pictez azi? Ce mai pictez azi? De ce am venit la atelier? Ce fac aici? Da, foarte interesant. Și ce faci când ajungi? Că poate nu e neapărat o întrebare conștientă, poate e o stare. Bun, și următorul pas care e? Păi e ca atunci când vrei să pornești motorul și el trage în gol, așa, știi? Și există tot felul de stimulente, sigur. Te uiți peste imagini, peste cărți, peste lucrurile vechi în speță. Atunci am remarcat că e o tehnică foarte bună. Te uiți peste lucrurile vechi pe care le-ai făcut. Sau altă tehnică bună, ca un tertip, așa, e să spui, asta am învățat-o la Roma, unde am avut un atelier cu pereți albi. La mine la atelier toți sunt acoperiți și n-am unde să-mi atârn lucrări. De aici la Roma pictam înconjurat de picturile, propriile picturi. Adică mi le pusesem deja pe atelier și la ce ajută, cred eu, că e un... Sunt niște termeni pe care deja ai formulat, la care, fără să vrei, faci racord. Pentru că îmi pusesem lucruri unde credeam că există o reușită, un nivel pe care l-am atins, să spunem. Și fără să vrei, tragi cu coada ochiului într-acolo și ajută lucrul ăsta. Odată că îți dă și o unitate stilistică, dacă vrei, de pildă, să faci să urmezi o temă bună pentru expoziție, de pildă. Să nu existe discrepanțe sau fugi din ieșiri din tematica asta, pentru că o coerență e de preferat într-o expoziție. Atunci cred că ajută să ai în jurul tău, ca într-o pinacotecă, niște lucruri cu care să te însoțești.
Astea sunt tipurile mele, să spunem, când nu știu ce să fac. Dar toți știm că în pictură gândești nu doar în atelier, gândești și când mergi pe stradă, gândești și când mergi să cumperi ceva, gândești aproape tot timpul, așa. De pildă, instrumentul ăsta care e telefonul, prin camera foto pe care o are, a devenit pentru mine, ca și pentru foarte multă lume în jur, ați văzut, principala unealtă cu care fur imagini, captez imagini și îl am organizat în așa fel încât am tematici, ce trebuie pictat, am tematici de oameni care fac ceva, am tematici de picturi pe care le consider eu ale altora ca un vârf al modelelor pe care le cercetez eu și așa mai departe. Deci am organizate imaginile care să mă stârnească și care să mă întrețină în discursul meu al picturii pe care o fac. Da. Da. Uite, eu acum o să intru puțin într-o bază de date, dar cred că o să intru un pic pe Instagram prima dată, înainte să intru pe acel material pe care mi l-ai trimis. Ca să rulăm așa niște imagini, că dacă tot am intrat în atelier prin această discuție, hai să vorbim și mai la obiect. Da. Ce tehnica picturii o prefer? Eu și așa simt că ar fi vorba despre ulei pe pânză, dar totuși, da. Este casa sufletului tău, sau cum se spun, da? Da, asta e prima pe listă, într-adevăr. Și de ce? De ce alegi? Nu știu, poate și pentru că așa am pornit la... Vorbeam despre maestrul meu, de Sorin Dumitrescu, care mi-a pus în brațe lucrul ăsta, pictura în ulei, dar pornind de la de jos, de la cum se întinde pânza, de la cum prepari suprafața, cum o șlefuiești, cum o îngrași, lucrurile astea de bază, să spunem. Și în felul ăsta, sigur, prin amplitudine, pictura în ulei a rămas principalul vehicul. Dar nu e singurul. Celelalte tehnici. M-am acomodat foarte bine, de pildă, cu pictura în culori acrilice. De ce? Deocamdată nu erai poate prea versat deja în tehnica uleiului, nu. Păi nu am, n-am o priză. N-am o priză foarte bună cu ea. De pildă, mi se pare nu știu, o simt prea plasticoasă, nu știu. E prea artificială, dar e percepția mea, iarăși, eu nu condamn acum pe cei care o fac. Și eu am trecut prin ea, dar la nivel de experiență, dar nu m-am oprit pe ea. Am încercat, de pildă, să combin pictură în ulei cu pictură acrilică. Nu știu cât se face lucrul ăsta, pentru că nu am găsit oameni cu care să dialoghez. Cu siguranță se face, nu mă consider un pionier, Doamne ferește, al lucrurilor ăsta. Dar n-am știut tehnic să o manipulez, acrilic cu ulei. Știu că acrilicul trebuie pus așternut primul și de-abia după, potrivit regulii, că și grundul e un acril. Da. Vreau să-i spun foarte puțin. Bogdan,
Opăr că ne în afinități vis-a-vis de tehnică, pictură în ulei sau acril, avem foarte multe locuri comune. Da. De exemplu, eu am primit în studenție, încă fiind, un set foarte frumos de acrilice, foarte scump, foarte prețios. Da. Poate a fost și anxietatea că din aceste culori trebuie să scot o lucrare foarte bine. N-am reușit să pictez niciodată. O, da, asta e o mare problemă. Eu primesc truța pe care trebuie să o strici cu, da. Prin pictură, da. Și am rămas, deși am mai avut de pe parcursul anilor tendința de a reveni la acril și a încerca să, nu știu, să mă folosesc de versatilitatea materialului în sine, da. N-am reușit să trec peste senzația asta că e o, da, care o alură de plastic, de... Cum ai spus, lipsește căldura, ulei. Da, dar încă o dată, asta e experiența noastră vis-a-vis de acril. Da. Pentru că sunt alții care o fac desăvârșit. Da. Da. Eu am face niște fundaluri foarte frumoase, cum ziceam, peste grindul pregătit și după aia cu straturile succesive de ulei. Da, da, da. Da, păi, asta și vreau să fie dintr-o perspectivă pur personală, acest nu știu, felul în care simțim noi materialele. Lucrurile astea care se derulează acum sunt făcute în perioada asta din februarie până prin vară, unde a trebuit să mă adaptez unui format mic, pentru că în sfârșit eu mi-am făcut un mic bagaj de lucru din atelier și le-am adus aici acasă cu șevalet de câmp pe care l-am deschis în sufragerie, camera de zi, și am pictat aici pe suprafețe mici, toate sunt dimensiuni mici, și am avut, să spunem, am optat pentru niște imagini de tip carte poștală, să spunem, ca și tipologie. Tot din repertoriul ăsta, din cum să spun, din depozitul meu de imagini, am făcut o selecție de câteva vederi care pot fi pictate de mine, să spunem. Dar a fost opțiune în speță afectivă, emoțională. Sigur, povestea Dan Blaua mea cu Roma, mă întreb deseori de ce Roma. Și nu numai, alte câteva lucruri care intră în, să spunem, în arealul ăsta al meu vizual, pe care le tot formulez. În primul rând trebuie să spun că pictez pentru mine. Asta iarăși e o opțiune pe care o am, e o lege pe care la care am aderat. Ce înseamnă asta? Adică, bine, sigur, și făcând același lucru știu exact despre ce vorbești, dar da. Pune în cuvinte, adică pictez pentru mine. Înseamnă că vorbesc doar la niște valori strict personale sau? Da, cu siguranță. E în primul rând treaba asta că, sigur că atunci când pictezi, participă mai multe instanțe la actul picturii în atelier. Deși ești singur acolo în fața picturii, în mintea ta deseori te întreb, dom'le, ce ar spune Cutărescu despre pictura asta? E un lucru, un mecanism mental care se întâmplă, eu așa cred, cu toată lumea din jurul nostru, pentru că avem câțiva oameni care se impun ca instanțe ale propriei opere, să spunem. De pildă, eu am un dialog, deși Horia Berne a murit, nu ascund, am un dialog cu el, cu lucrurile pe care le-a lăsat, cu lucrurile pe care le-a lăsat în pictură, în scris și așa mai departe, dar nu e doar el. Sunt și cei care au pictat în antichitate, în pictura romană, unde eu cred că există un vârf al picturii mondiale atunci.
Și că de atunci, și ăsta e iarăși un lucru care mă face să întârzi în trecut și în memorie. Pentru că uitându-te la lucrurile care s-au filtrat deja, de pildă în pictura antichității romane, să spunem, pe care am întâlnit-o și eu și tu, Anca, cu siguranță, mie mi se pare că acolo s-a atins un vârf prin excelență, o pictură ca atunci nu s-a mai făcut, prin niște performanțe care țin de materie, de tehnicitate, dar și de, cum să spun eu, de consubstanțialitate cu timpul. Pentru că așa era timpul atunci. Nu s-au pictat numai lucruri frumoase, lucruri paradisiace atunci. S-au pictat și lucruri care țineau de reprezentarea, de actul de a trăi pe atunci. De pildă, cum s-a pictat în vechile lupanare, în grafitiurile de pe stradă, exista și acolo, dacă vrei, un fel de artă de stradă. Și nu numai, sunt lucruri care se descoperă în continuare. Deci ăștia sunt cele câteva instanțe pe care mi le fac în momentul în care pictez. Da. Și pe care le cercetez. Dar altfel, da, sigur, ești tu cu pictura ta. De unde am plecat cu întrebarea? Că nu știu. Era vorba despre o practică de atelier și că, da, în primul rând pictez pentru tine, iar în, da, perioada în care... pentru mine, spuneam, da, pictez pentru mine. Mici ai, na, remote working pentru un artist, ai ales și o dimensiune mai mică a lucrărilor. În perioada asta, pentru că altfel, dacă derulez de pildă pe Instagram unde ai deschis, în josul paginii o să vezi lucruri mai mari, da, ca dimensiune. O să ajung și la ele. Da. Am și o întrebare mică în pauza aceasta de căutat lucrări. Apropo de sintagma asta că pictez pentru mine, oare, Bogdan, ne poți identifica momentul în care n-ai mai avut nevoie de, nu știu, o validare din exterior vis-a-vis de munca ta? Ca să fie valoroasă și sau totdeauna. Da, o am în continuare, să știi. Uh-huh. O am nevoie asta și o caut în continuare, pentru că nu-mi cultiv, cum să spun eu, singurătatea asta. Sigur că e bine să fii tu cu tine însuți și să crești un aluat care dospește doar în tine. Dar niciodată n-am fugit. De pildă, dialogul meu cu Ion Grigorescu e permanent. Vorbim la telefon foarte des, mai ales în perioada asta, că nu ne mai întâlnim, dar mi-aș dori să aflu cât mai multe, de pildă despre experiența lui de viață, despre relațiile lui cu oamenii, despre relațiile cu biserica, despre foarte multe și care toate conduc, cum spuneam la început, pe nevăzute la pictură. Pictura nu e doar ce se întâmplă pe formatul ăsta limitat de pătrat sau de cerc. E felul în care ne pregătim și în care trăim în fiecare zi, până la urmă. Și nu e doar o expresie frumoasă ce spun acum, dar cred asta, că se ascunde în toate măruntaiele vieții. Pictura. La urmă e doar cireașa de pe tort, așa e? Da, obiectul pe care îl faci. Da, da, sigur că da. Și din cauza asta au o mare savoare, de pildă, expozițiile cu obiecte de artă neterminate. Pentru că acolo se oglindește la fel de bine ca și în obiectul final
În sfârșit, vreau să spun propoziția asta de pildă despre paleta de pictură, care e un fel de unealtă modestă a pictorului. Chiar voiam să te întreb, cum a organizat? Noi am vorbit un pic mai despre paleta. Eu nu pledez, de pildă, pentru niște soluții standard ale felului în care pui culoare, de pildă, pe paletă. Eu cred că tot dinspre tine, să fie o chestiune personală, dar să fie o chestie voită, pentru că așa ai vrut tu. Așa mi se pare important să fie, să apară, să arate o paletă până la urmă. Sigur că respecti regula asta, culorile trebuie puse pe latura îndepărtată, spre marginea îndepărtată. Da, că să ai un mix pe mijloc, să zicem. Sigur că da. Că anumite culori ți le așezi pe discursul ăsta antagonist al lor, că sunt complementare sau nu, sau că ele participă mai des. Dar tu le găsești locul ăsta, nu ți le găsește cineva. Că trebuie să fie foarte curată, că la sfârșitul orei, zilei de lucru, trebuie să o cureți, să fie curat acolo, să nu te deranjeze. Pentru că felul în care arată, până la urmă, n-ați simțit și voi de atâtea ori că merită făcute fotografii, să le memorezi paletele de lucru, care arată atât de bine, care arată de multe ori mai bine decât pictura. Așa mi se pare, că de multe ori arată mai bine decât pictura ta, pentru că acolo nu e un gest căutat. Acolo e un gest instinctiv ce faci, ce amesteci pe paletă. Ori pe pânză, pe suport, de cele mai multe ori ajungi să faci un lucru prea, prea căutat, prea... uite, în felul ăsta arata... Dă un pic înapoi. Da. În felul ăsta arata atelierul meu în camera de zi, aici unde am pictat în lunile astea, printre plante și așa. Da, uite că vezi acolo și un pic paleta. Exact, exact. Da. Văd că totuși e organizată conform intenției tale, adică aceea, o intenție practicată. Da, o intenție trebuie să existe, obligatoriu să existe o intenție. Pentru că așa ai vrut, știi? Cum îți puse pensulele acolo? Stau așa vertical? Acolo stau vertical pentru că sunt niște găuri făcute în paletă. Asta e o paletă care intră într-o casetă de poșade, de câmp, de asta. Așa cum plecau pictorii la Le Grand Tour sau în impresioniști. Da. Și sunt niște găuri în care intră pensulele și... Dar e o invenție bună, mi se pare, și te ajută ca să nu le pui peste tot, să scadă pe jos, să murdărești sau... E destul de curat spațiul în care pictezi sau acum ai făcut curat așa pentru poză? A, nu, poza asta e făcută în timpul lucrului. Bine, ești un pictor destul de șer, de tidy, da. Bine, la atelier, să ne înțelegem, la atelier arată un pic altfel, pentru că... Nu uităm că e în living room asta, da? Asta e living room, da, exact. La atelier, totuși, există o neglijență controlată. Acolo. Am înțeles, frumos spus. Da, pe jos îți stropești în toate direcțiile și așa mai departe, dar nu mă mai aplec să fac curat, pentru că îmi place felul ăla de mizerie, de murdărie, să spunem în ghilimele. Și pe jos, cum să spun eu, dușul meu, atelierului, e ca un covor acum de uite, ăsta e atelierul. Da, se vede, da. Da. Aici vezi un pic unde e pătat, dar e lăsat așa, că nu mai interesează să mă aplec să fac curat. Da. Că îmi convine. Până la urmă chiar mă deranja roșul ăsta pe care l-aveam de la bun început pe dușul meu. Vreau să scap de el. Auzi, asta e atelierul din Roma, vezi? Da, asta e. Pentru că eu am avut, mie mi-au dat, și mă bucur că a fost așa,
camera asta, cubiculul ăsta din curte, dinspre Villa Giulia, de lângă excedra de glicină. Da. O să spun pentru cei care nu știu, atât Bogdan cât și eu, dar el mai înaintea mea, am beneficiat de bursa Vasile Pârvan, care este o bursă așa, de 2 ani de zile. De un trio guvernament, adică Ministerul Culturii, Ministerul Externele și Academia Română. Și un pic și ICR-ul, că na. Da, mai puțin pe vremea aia. Pe vremea mea n-a fost ICR-ul. Nu, între timp. Da. După ce a intrat Patapievici puțin în lucru, a fost mai prezent. Da. Astea. O bursă extraordinară, poate cea mai bună pe care putea să o ofere și poate statul român, exact. Adică italienii mereu spuneau, păi da, cum? Statul român vă plătește să stați 2 ani la Roma? Da, e bine, nouă nu ni se oferă așa ceva și așa și este. Nu, e cea mai generoasă. Culturalii, da, nu le favorează. Și și Bogdan a stat, cred că și tu ai stat 2 ani acolo, nu? 2 ani de zile, între 2002-2004. Da, da, am stat și eu, am avut alt atelier. Și uite, mă bucur că ne-am oprit aici la subiectul Roma, pentru că mi se pare că te-a marcat foarte mult. Probabil era și terenul tău pregătit pentru așa, terenul tău interior, vreau să zic, ca idei, ca preocupări, mai ales că ai lucrat îndeaproape cu Sorin Dumitrescu, care știm bine este unul dintre fondatorii curentului catacomba, da, catacombiștii, cum le spunea. Da, deși nu într-o nuanță literară. Catacomba în ideea de artă, cu anumit un potențial de avangardă, care se opune vremurilor mai degrabă decât local, geografic, faptul că erau din Roma catacombele sau predilect din Roma. Da, foarte bună completarea, da, așa este. Și am văzut că a rămas cu tine. Deci a rămas tot ce înseamnă Roma. Tematica asta, da, mi-a intrat în sânge, dar am și lăsat-o să intre, pentru că mi-a convenit foarte mult. Deși acolo vezi, uite, că se vede și în fotografia asta, n-am făcut o pictură solară, așa, de carte poștală, cum e percepută Roma, să spunem, în mod curent. Acolo mi-am impus, într-adevăr, câțiva termeni. De pildă, o cromatică foarte restrânsă, de lucruri închise, pentru că și în perioada, în epoca aia, pictam lucruri închise, e adevărat. Și de lucruri care să nu fie chiar din buricul târgului. De pildă, sicriele astea pictate, sicriele goale pe care le vedeți în poză, m-am întâlnit cu ele pentru prima oară în Isola Sacra, care e un topos arheologic undeva lângă Ostia Antică. Da. Și lângă portul lui Traian. Aici sunt niște cubiculi, sunt cubiculii funerari care s-au păstrat de-a lungul unor secole, unde ai parte și de cubicul de incinerare și de cubicul de înhumare, adică și de unde s-a lăsat corpul întreg. Și aici am intrat, a fost frapant, când am intrat într-o cameră de asta, care erau deschise publicului, dar asta era fain, că nu intra multă lume, nu veneau turiști. Veneau în special italieni, pentru că e un pic excentric locul, e cam neștiut. Și am intrat și era o cameră plină de sicrie de felul ăsta, deschise așa, goale, din teracotă, pe care le-am furat imediat, bineînțeles, și le-am băgat în pictură. Da. Mi-a plăcut chestia asta. Deci cam din zona asta, iarăși, Tuscolana, Tuscia, zona asta de morminte etrusce, de
de reprezentări etrusce mi-au plăcut și mi-au convenit. Și dominanta cromatică, care, uite, se vede și aici în foto, pentru că întotdeauna ai avut o dominantă cromatică. Da. Zic eu, mm, da. Aici, da. Că mai te-a marcat dominanta caldă, ca să zic așa, după Roma, a existat și înainte? Sau ce te face să rămâi oarecum într-o dominantă cromatică? Bă, nu știu de ce am plecat și la o preconcepție, poate încă de pe vremea lui Sorin Dumitrescu, de a face o pictură, hai să spunem, de tip bio, să spunem. Adică să folosești pigmenți naturali, pigmenți de pământ. I-am favorizat întotdeauna pe ăștia, în defavoarea celorlalți, care erau mai mai altfel. Înțelegi? Da. Și m-am atașat de negruri, de pildă. De pildă, povestea cu negru. A fost tot timpul o discuție între mine și profesorul meu Câlțea de la Universitatea de Artă. El tot timpul mă îndemna să scot negru din paletă. Și Bogdan, mai lasă negru ăsta în pace. Bun, dar care era argumentul? Era o alegere estetică, personală a dânsului sau venea cu o explicație, nu știu, tehnică? În primul rând era o alegere estetică a mea și care nu se potriva cu el, care e un colorist prin excelență, un exuberant, un ins care promovează tot timpul o paletă de cromatică foarte, foarte puternică, foarte colorată. Da. Chestia asta nu se potrivea între mine și el. Și el mă îndemna să scot negru. Da. Da, nu. E foarte greu să înțeleg acest tip de, fără măcar o explicație, adică pune, nu mai pune negru pentru că sau. Da, da. Dar mie de pildă mi-a plăcut, am întâlnit la Picasso în mărturisirile lui următoarea sintagmă. Spunea la un moment dat, domne, în perioada cutare, și dădea un termen foarte precis, am învățat negru. După perioada asta am învățat albastru. Și m-am gândit mult timp, domne, ce înseamnă să înveți o culoare? Să înveți o culoare. Și mi-am propus și eu lucrul ăsta la un moment dat, foarte disciplinat. Să lucrez numai cu o culoare, dar cu o culoare în dialog cu alte culori. Să vezi ce rezultă de aici, cu care se împacă, unde nu se împacă. Ce înseamnă din perspectiva acelei culori să faci jocuri de materialitate, să ai un discurs de materialitate, un limbaj, o retorică a materialității. Și așa mai departe, pentru că iarăși uleiul îți permite aceste lucruri, mi se pare mai mult, de, iarăși e punctul meu de vedere, decât alte tehnici, decât acrilicul. La acrilic nu m-am simțit în largul meu din punctul ăsta de vedere, dar iarăși poate să fie o neputință mea, nu îi condamn pe cei care pictează în acril. Da, da, da. Da. Și în felul ăsta, de pildă, culorile de pământ, cum sunt siena arsă sau galbenurile de Neapole, care se extrag din pământ ad literam. Da. Și nota bene din pământurile Italiei. Întârzie în continuare să fie în gama mea cromatică și între preferințele mele. Dar dacă vrei experiment, pe de altă parte, trebuie să accepți și un alt tip de lucruri. Adică să le accepți și pe cele care nu-ți convin. Și am experimentat și culori mai puternice sau modalități, cum să spun eu, feluri de a face altele decât cele care mi se potriveau. De pildă, mi-aduc aminte chiar în timpul școlii că mă simțeam foarte bine pe un anumit fel de suport. Și
Asta e expoziția pe care am făcut-o chiar la Cluj. Da. La Baril. Da. Și m-am dus la un moment dat, eram în clasă, plecasem de la Câlțea, m-am dus la Ciubotaru. Și am pictat acolo, aveam un subiect pe care îl dăduse profesorul la clasă. Și țin minte că mi-am impus din capul locului să nu mă duc cu un suport care să-mi convină mie. M-am dus cu ceva care să fie pe diagonala, să contrazică suporturile care îmi dau mie, să spunem, prilejul unei virtuozități, a ceea ce știam eu că mă pricep. Da. Loc confortabil, nu? Loc confortabil. Am respins chestia asta și asta mi se pare o experiență bună în multe cazuri. Să respingi lucruri care te face virtuos sau care te face comod tu cu tine însuți. Pentru că asta scoate din tine expresii noi și direcții noi. În continuare, sigur că atunci, de pildă, mă întrebai ce faci în zilele în care nu știi ce să pictezi. De obicei o apuci pe cărarea cea mai scurtă, lucrurile pe care știi deja să le faci. Da. Și cam asta fac când nu știu ce să pictez. Fac lucruri, mă repet, știi? Mă repet, apelez la lucrurile pe care știu să le fac. Dar nu-i mai puțin adevărat că există și cealaltă cale și pe care uneori recurg la ea, cea care mi se împotrivește. Și din cauza asta devin propriul meu cenzor și propriul meu critic, să spunem, la limbajul meu, spunem. Uite că tot am vorbit de Roma, nu pot să nu, adică e atâta de, nici nu te putem contrazice că nu e așa cum spui vis-a-vis de arta ta. Adică nella ricerca della forza del passato. Da, asta e un... Adică e deja un statement foarte, foarte puternic și aici voiam totuși să te mai întreb puțin. Asistasem de curând la o discuție foarte, foarte interesantă în zilele Dilema Veche despre obiceiuri și tradiție. Și Patapievici spunea cumva în încheierea acestor zile de discuții că omul modern, precum știi, are o carte deja scoasă prin anii 2000 despre omul recent. Omul recent, da. Deci dacă nu el, cine să spună în cuvinte mai clare și mai exacte ce înseamnă omul modern? Și spunea că modernitatea, omul modern, presupune de fapt o repudiere, da, o rupere cu o tradiție, dar în același timp o repudiere care te face să duci lucrurile mai departe, da, prin inerția tradiției care vine din spate. Dar aceasta, mi-a rămas în cap această idee de repudiere, pentru că și la tine, da, faci aceste raportări la vechi. Da, nu în sensul de vechi uzat, ci de vechi ca o constanță a culturii, da, și a exact, care revine în permanență, în cultura actuală. Nu știu dacă este vechiul contemporan cu noi sau suntem noi în sfârșit contemporani cu... Da, e greu de stabilit lucrul ăsta, da. Și... Vreau să văd cum te raportezi tu la aceasta, adică în ce măsură ai repudiat tradiția și iată totuși că aceste subiecte și Roma antică, cu tot ce înseamnă cultură și artă antică, este foarte prezentă într-o manieră modernă până la urmă în pictura ta. Da, exact. Până la urmă și experiențele astea prin care exciți anumite lucruri care te contrazic pe tine, nu fac altceva, n-au alt rezultat decât exacerbarea din nou a lucrului pe care îl faci în fond. Dar trecându-l totuși printr-o sită, pentru că lucrul pe care îl făceai înainte îl vei face un pic altfel. Deci nu e o eliminare a lucrului pe care îl făceai înainte, ci o reașezare a lui, să spunem, o redefinire a lui. Și Roma m-a împins foarte tare în discursul ăsta, pentru că
La Roma, prin excelență, ai așezările astea de tip palimpsest, Da. de vechi peste vechi. Și acolo n-ai altă șansă, am spus-o și în alte ocazii, decât să te adaptezi, să fii un artist care te modelează Roma pe tine și nu tu să impui un discurs al tău. Și până la urmă, da, Roma asta a făcut cu mine și am lăsat-o să lucreze în felul ăsta cu mine. Mi-a picat mânușă pe lucrurile pe care le făceam. Da. Da. Și aici, totuși, tu nu l-ai avut pe Bernea profesor. Însă Bernea are, nu știu, îi simt oarecum prezent. Da, se regăsește. Da. Eu l-am întâlnit pe Bernea, l-am călcat deseori în atelier sau am fost și împreună la Tescani. Venea de multe ori la noi acasă, pentru că era prieten cu taică meu. Și l-am preluat, într-adevăr, adică, dar plăcându-mi, pentru că asta e o condiție în ultima instanță. Trebuie să-ți placă foarte mult ca să devină cineva un model pentru tine, un model de a face sau un model de dialog, un ins cu care să porți un dialog. Da, iată, avem încă un punct nodal comun. Da. Am aceeași considerație. Pazolini, de pildă aici. Scuze-mă că te-am întrerupt. Nu zi, spune. Vorbeam că și Pazolini în aceeași măsură e un ins care a fost preluat de mine în pictură și într-un fel de a face imagine, să spunem. Pentru că îmi place la el, de pildă, situația asta paradoxală de a se așeza în... paradoxală a lui de a se așeza în imagine. E un ins contradictoriu în ultimă instanță, Pazolini. De pildă, el e unul dintre cei care, pentru mine, după mine, e unul dintre cei care a dat cele mai bune filme despre Hristos sau despre Evanghelie. Și în același timp contrazice prin anumite... Prin ieșirea din normă. Anumite prin ieșirea din norma lui, exact. Așa cum n-a făcut niște filme comandate. Sau exact. După știința mea n-a făcut niște filme comandate de Vatican, dar a dat niște imagini extraordinare ale creștinismului și în același timp, pe diagonala cealaltă, ale unui set de valori care veneau tot din antichitate, de sexualitate și de morală a antichității, pe care le-a reprezentat formidabil, extraordinar, ca nimeni altul. La fel întâlnești și la Ion Grigorescu, de pildă. Tot un soi de paradox de natura asta, de imagine, de morală creștină și de etică socială sau de etică artistică foarte, foarte personală, așa, foarte... E o contradicție pe care o cultiv și eu pe de altă parte. Bogdan, uite, o să intru puțin aici, mi-ai trimis un document, nu ăsta, pentru că aș vrea să ne oprim puțin până să mai revenim la niște... Astea sunt propunerea mea, scuză-mă că te-am întrebat, sunt propunerea mea pentru achizițiile de anul ăsta pe care le vor face Muzeul Național de Arte Contemporană și
nu fac un lucru secret în a le publica și a le arăta și celorlalți cu ce am cu ce particip eu la modulul ăsta de achiziții. Da, pe până la urmă era un apel public, este legitim să povestim despre asta, dar ce vreau să te întreb în legătură cu acest document, și asta am spus și în mica descriere pe care am făcut-o în anunțul evenimentului, faptul că, deși atât de bine poziționat în tehnica picturii, iată, în tehnica picturii în ulei, ai simțit nevoia să te extinzi, da? Ai avut nevoie și chiar vorbisem cu tine, da, sâmbătă când am vorbit, când am vorbit la noastră, să te extinzi în alte medii. Nu prea îmi place medii de expresie, adică poate că medii nu ca să neapărat să te exprimi, să ai o expresie despre ceva, ci cred că pur și simplu poate vin în completarea unei idei. Aici vreau să vor discut despre tine, despre perspectiva ta, în ce fel vine căutarea în afara picturii spre ideile tale, spre, nu știu, lucrurile care ție sunt sensibile. Și aici mi-a plăcut în dosarul ăsta al tău că e foarte clar un demers care nu ține strict de o analiză a tehnicii picturii sau a imaginii picturale. Da. Cum spuneam și mai devreme, o unealtă foarte bună e aparatul de făcut, de furat poze, de furat imagine, mai precis. Telefonul care are o cameră foto și o cameră video. Avându-l tot timpul cu tine, pentru că a devenit indispensabil în ziua de azi, selectezi și un anumit fel de imagini. Aproape cu ochii închiși recunoști în drumul zilnic al nostru, pe stradă sau altfel, o tipologie anume de imagine, pe care imediat o și furi cu telefonul. Asta a intrat deja într-un automatism la care facem recurs și care participă aproape neștiut la actul picturii. În ultimă instanță, pictura e cea care e promovată de noi, e protejată de noi. Da. Dar prin felul ăsta de imagine, prin comportamentul ăsta, avem și caietele care ne însoțesc. Eu deja de la Roma învățasem lucrul ăsta. În geanta pe care o am, nelipsit era caietul ăsta de lucru. Și am strâns foarte multe până astăzi de astfel de caiete pe care le arăt și aici în documentele astea, de imagini pe care le consemnez la fața locului și imagini. Sunt lucruri pe care le reții și pe care eu tot timpul, de pildă, studenților mei la Universitatea de Arte le-am spus, domnule, să aveți și copiilor mei, să aveți tot timpul caietul cu voi și să cultivați jurnalele, să nu îndepărtați din voi tipul ăsta de notație care se poate face pe hârtie, pe șervețel, cu aparatul de făcut poze, de care o fi el, că nu contează cum e. Dacă lasă urme, folosește-l. La urmă, în felul ăsta îți lași o urmă a ta în viață, până la urmă. Și toate acestea, toate semnele astea participă, spun, la actul picturii pe care noi l-am protejat ca un act princeps, așa să spunem, ca suma a lucrurilor noastre pe care le facem noi. Da, și aici e, să spunem, un fel de, cum să spun eu,
ține un pic și de, de ridicol, pentru că urcăm pe, pe piedestal așa o imagine care sunt sigur că timpul ori o consolidează, ori o dărâmă, pentru că nu, nu suntem noi, nu avem competența de pe acum. O va judeca just în timp. Poftim? O va judeca just timpul. Da, exact, exact. O va judeca foarte just în timp, pentru că nu, lucrurile vor arăta altfel în timp, cu alte cuvinte, decât încercăm noi să ne îngrijim acum și credem noi despre noi acum. Asta cred că se va întâmpla. De asta e cumva caragios, mi se pare caragios, și despre mine, mă autocomentez, dar o aplic și celorlalți, unii care sunt foarte siguri pe sine că, domne, noi suntem suma lucrurilor care se petrec în timpul nostru de astăzi. Și o spun cu o vehemență care pe mine mă face să râd. Nu știu cum să spun. Nu e bine să fii foarte, foarte sigur pe tine, cu alte cuvinte, că să lași un pic și portița deschisă a unor lucruri. Pentru îndoială. Contrazic, exact. Da, pentru o îndoială. De pildă, mi-a plăcut, dar în timp am asumat lucrul ăsta la Ion Grigorescu, o îndoială a credinței lui. El nu e un credincios ca o stâncă, să spunem, ca Sorin Dumitrescu. Sorin Dumitrescu are o consistență a credinței mult mai puternică decât o are Ion Grigorescu. Dar în ultimă instanță și asta e credința, că și pe Ion Grigorescu, în momentele mele, asta e o dezvăluire foarte de interior, așa, nu fac publică foarte curent. În neputințele mele de a crede în ceva foarte solid, îl căutam pe Ion Grigorescu și spuneam, domne, ca la preot, îi spuneam lucrul ăsta, domne, uite, am niște probleme mari în a asuma o anumită chestiune. Și el mă consola prin faptul că și necredința mea e tot o retorică a credinței mele. O mărturie. Poftim? O mărturie. O mărturie, da, și un fel de a se manifesta al credinței. Nu e o lipsă a credinței, ci e tot o atestare a ei. Și cumva mă întorc la ce spuneam mai devreme despre siguranța asta. Nu e foarte bine să fii foarte sigur pe tine că ești, că ești promotorul unui singurului adevăr. Deci să nu te instalezi în niște certitudini. Da, într-un fotoliu foarte confortabil al adevărului tău. Nu miroase bine chestia asta. Bineînțeles, și plus că te împiedică să descoperi înainte, alte lucruri, evident. Deci dacă ai acea doză de îndoială sănătoasă, dar nu una care să te facă inactiv, da, să te... Exact. Să te scoată din acțiune, din contră te poate împinge spre, nu știu, fie că vrei să-ți contrazici certitudinile, fie că vrei să ți le întărești. Sunt două căi care te vor aduce, îți vor îmbogăți cumva experiența artistică, acum vorbim despre ea. Exact. Voiam să te întreb despre, nu știu, nu o să mai avem mult timp la dispoziție, dar vreau să revin un pic la pictură. Crezi că un anumit tip de pictură, un anumit tip de grafism pe care îl poate avea pictura, poate să devină în timp o capcană? Pentru că vorbeam și de acele lucruri în care ești virtuos și care de multe ori sunt calea scurtă spre, mă rog, diverse abordări, subiecte.
Când simți sau ai simțit vreodată că tipul ăsta de pensulație sau de lucru doar din încheietură, cum mai zic pictorii, poate să devină o capcană? În ce instanță? În momentul în care te depărtezi de idee, în momentul în care nu ești foarte sigur de ce vrei să faci? Sau nu este o capcană? O să-mi spui, bine, uite-te la pointiliști, uite-te la... Simplu, când te repeți, de pildă. Dar poți să te repeți și pentru că vrei să întărești o anumită... Da, dar aia ține de alt discurs. De pildă, într-un fel se repetă Ilfoveanu, pictorul Ilfoveanu, Sorin Ilfoveanu, și într-un fel se repetă Giorgio Morandi, de pildă. Pentru că la Giorgio Morandi, de pildă, observi, remarci o suită, un discurs înainte. Adică ai parte de un repertoriu foarte nuanțat de lucruri, deși o ține langa cu același fel de obiecte, știi? De la un capăt la altul. Dar la el observi, remarci o suită, un mers, o nuanțare, cum spuneam, putem comenta lucrurile astea. La Ilfoveanu există un, mă rog, l-am luat pe dumnealui, deși are, eu nu vreau să-i dau un cap acum, să fiu... Nu, bine, vorbim în primul rând despre creația dânsului, hai să... Da, să... există un fel de plafonare după mine, la urmă, în ce face. Da, adică trebuie să fii conștient de pericolul ăsta al repetiției, care nu duce la ceva bun și care înseamnă moartea picturii, în fond. Trebuie să ai tot timpul un suiș, să asiști la un suiș în ceea ce faci, cred eu. Și sunt sigur că și voi. Bun, și ce crezi tu că te poate ajuta să ai cumva distanțarea asta potrivită și să te întrebi, stai, mă repet pentru că încerc să... Îmi așez niște cunoștințe sau mă repet pentru că nu știu sau nu vreau să fac altceva. Și atunci devine nu acea formă fără fond. N-aș putea să spun care e calea cea mai sigură, dar faptul de a fi deschis unor replici, unor replici din afară sau propriile replici. Mi-e greu să dau acum un răspuns foarte clar, foarte net, care e soluția, dar de pildă, după experiența asta romană despre care am vorbit mai mult, ar fi potrivită iarăși o experiență de altă natură, experiență de cu totul altă natură, nu știu, o experiență africană sau, habar n-am, asiatică, ar putea prinde bine, pentru că ar putea pune în corzi experiența primă, romană. Și nu știi ce se poate naște de aici. Și dar mi-ar fi plăcut să stau alți 2 ani de zile, nu știu, în Kenya. Habar n-am. Deși și acolo există o romă. Există o romă și a Keniei, pentru că bună oară a făcut parte și din Imperiul Roman recent al lui Mussolini, Kenia. Păi nu duc toate drumurile la Roma, ce să mai... Voiam să te forțez să spui ce mi-ai spus tu mie la telefon zilele trecute. Rău. De fapt, faptul că tu acum ai început să te ocupi de formă, obiect, tâmplărie, da, asta o formă de a-ți chestiona repetitivitatea și dacă ea este încă legitimă sau este o formă de a, cum zici tu, atunci. Mai degrabă spun, cred că e altceva, pentru că discursul rămâne, în esență, rămâne cam același, chiar dacă faci fotografie sau tâmplărie, cum am spus eu.
Dar ține mai degrabă de nuanțarea discursului aici, în chestiunea asta a tâmplăriei. Pentru că am făcut, uite și aici, în machetele astea pe care le vedem pe ecran, e tot despre pictura pe care o făceam cu Roma. Și la fel și în tâmplărie. În ultima instanță, în cele din urmă, vreau să particip cu aceste câteva obiecte pe care le-am făcut în lemn și despre care eu spun că intră în limbajul tâmplăriei. Vreau să particip cu o expoziție despre o temă pe care o pregătesc. Andreea Stănculeanu, care e prezentă la discuție, știe despre ce e vorba. Un pic știi și tu, Anca. Da. Și abia așteaptă, Andreea. Bun, scuze-mă, Andreea. Dar am vrut să dau o notă explicită a discuției. Și da, lucrez în continuare la o expoziție pe care am ratat-o anul ăsta și pe care vreau să o fac împreună cu Andreea. Am ratat-o din motivele cunoscute și de asta îmi dă ocazia să continui să produc și într-un fel e bine, poate, nu știu, se mai filtrează lucrurile, se reiau, da. Dar revenind la întrebarea ta, Anca, lucrurile astea nu sunt o contradicție, poate sunt mai degrabă o remodelare, o ducere mai departe a limbajului, a poveștii care e pictura, în fond. Numai că se ține, discursul e pe alte întinderi, pe alte meleaguri, e pe alte, cum spuneam și nu ți-a plăcut, medii. Dar e o convenție cuvântul ăsta. Da, e o convenție, sigur, îl luăm ca ta și a bătătorit cum e. Dar tot despre pictură e vorba și aici. Pentru că și atunci când gândești un lucru pe care îl vei picta, tot pictură, gândul ăla tot pictură e. Cred. Eu cred că are o problemă, scuzați-mi intervenția, că am fost prea tăcută. Anca, cred că îi se părea tautologică expresia medii de expresie, că până la urmă în orice mediu ar fi, tot ne exprimăm. Probabil, exact, da. La problema. Așa e. Mediile, până la urmă, prin sine, da, duc la o exprimare. Eu mă gândeam că această fugă, în ghilimele, da, sau aceste extensii în retrageri sau da. Da, în fotografie, în formă, în alt tip de a face imagine, da, tocmai poate să îți revigoreze, ca să zic așa, un pic. Exact. Firul roșu, da, al primului mediu în care te exprimi pictura, da. Da, e foarte bine. Ulei pe pânză, da. Așa, să nu numim precum este. Da. Bogdan, am parcurs multe lucruri și bineînțeles nu avem cum să le atingem pe toate din preocupările tale legate de mediumul picturii și nu numai. Va trebui, am să mă și dau stop sharing ca să văd dacă avem întrebări sau nu. Numai puțin. Dar oricum, povestea asta cu întrebările poate rămâne și deschisă, adică să nu se limiteze strict la înregistrarea noastră de acum. Mi-ar plăcea să continuăm dialogul nostru, și e-mailul meu și cu ocazia asta ați văzut și care e adresa mea de Instagram și putem comunica și în felul ăsta. Mi-ar face mare plăcere și îți mulțumesc, Ianca, acum pentru dialogul pe care l-ai făcut cu mine astăzi. Da, chiar voiam să zic că am să las dialogul deschis. Acum oamenii știu cum să ajungă la tine sau studenții, dacă-s mai timizi, pot să-mi adreseze mie niște întrebări și eu să ți le
pasez mai departe. Dacă cineva are o întrebare în direct, rog să intervină și până își formulează întrebarea, am așa critic, mega criticul de artă, da, Obrist, Ulrich și mai are un nume. Da. Așa, exact, foarte previzibil. Acest nume, uite, Ioana, așa. Cumva și încheie interviurile, pentru că are sute, zeci de interviuri cu artiști, cu un fel de, nu știu dacă ar fi să-i zicem sfat, poate că ar fi prea apăsător sfat, dar cu un gând pe care l-ai pentru foarte tinerii studenți de la pictură de acum. Nu știu, așa... Sau poate ce ai fi vrut să te spună în anul întâi, sau dacă te-ai întoarce tu și te-ai vedea acum în anul întâi în atelier, ce sfat ți-ai da? Sau... Înțelegi. Eu nu vreau să mă pun în pielea lui, să mă compar cu Horia Bernea, dar vă povestesc un lucru oarecum amuzant, care mi s-a întâmplat în dialogul meu cu el. Tot așa, eram în acel an, în 96, și știam că se apropie sfârșitul stării astea de studenție și l-am întrebat așa, dintr-o sinceră, cum să spun eu, dorință de a-mi lămuri lucrurile pe Horia Bernea. L-am întrebat, dom'le, și ce fac de acum, că am terminat și cu școala, ce mă așteaptă? Și omul mi-a răspuns tot așa, foarte simplu, mi-a zis, cum ce faci, vei picta. Adică... Un răspuns de ăsta care te lasă așa oarecum năuc, dar care în fond conține și adevărul că trebuie să te preocupe tot lucrul ăsta, pictura, cum te organizezi pe tine și aici numai tu însuți îți dai răspunsurile. Dincolo de ce școală ai urmat, de ce oameni i-ai cercetat și așa mai departe. Tu trebuie să te organizezi pe tine însuți, în fond. Că nici nu știi ce urmează în continuare, ce vremuri urmează, dar trebuie să ai o reacție la ele și să comunici, să-ți lași ușa deschisă, să comunici. Deși eu însumi nu sunt un ins social, și am văzut că a intrat și Claudiu Kobilanski, care e foarte prezent. Te salut, Claudiu, dacă mai ești acolo. Foarte prezent la manifestările artistice din jurul nostru. Eu, în schimb, nu sunt așa. Eu, de pildă, nu prea vin pe la vernisaje. Deși am o curiozitate pentru lucrurile care se fac acolo. Și într-un fel ăsta și a fost unul din motivele pentru care am avut propria galerie câțiva ani de zile, dintr-o curiozitate și te împlinește lucrul ăsta, am sesizat, făcând, poate ăsta e cel mai mare merit și câștig al unei galerii pe care o poți deschide pe propria experiență, faptul că intri prin, te rog, cum să nu, te rog, Claudiu. Da, nu știu dacă mă auziți, salutare la toată lumea. Da, doar o singură propoziție. În primul rând, felicitări ție, Bogdan, Anca, mulțumim foarte mult pentru lecture-ul ăsta, cumva, eu așa-l văd. Și vreau să, pentru că Bogdan a apucat să spună că există două tipuri de demersuri, de approach-uri vis-a-vis de restul colegilor. Pe de-o parte te păstrezi pentru tine însuți în atelier, pe de altă parte trebuie neapărat să cunoști cumva ce fac și ceilalți, ce face comunitatea artistică din care faci parte, care sunt cercetările, pentru că nu a pus să vorbești cu fiecare, persoană cu persoană. Și atunci cumva la deschiderile de expoziții a pus să comunici. Se mai lucrul ăsta mai bine. Da, asta am vrut să zic. Mulțumesc foarte mult. Continuați, vă rog. E foarte interesant. Ei bine, eu nu am
mi-am dat seama că mi-am repudiat tot timpul, am ratat șansa asta de a, de a fi acolo și de a discuta cu oamenii și tot într-un... Câteodată am vis mizantropul din tine, așa? Da, exact, exact. M-am avut o cenzură pe treaba asta. Că, până la urmă, asta înseamnă îmbătrânirea, faptul că te consolidezi într-o chestiune și nu te lași modelat de mediu și de ceilalți pe cât ar trebui ca să rămâi tânăr. Pentru că tânăr le încasezi mai ușor și mai din toate părțile. Ori când te îmbătrânești, până la urmă, intri așa într-o autoapărare, într-un self-defense la care participăm, așa cred. Și uite, cât spun, Claudiu e mai tânăr ca mine, se demonstrează lucrul ăsta, se dovedește. Asta mi-aș dori dacă ar fi să... Mai întrebau niște tineri mai devreme, mai puneau niște întrebări, a ținut foarte puțin scroll-ul ăla jos. Numai puțin, o să încerc să sintetizez eu. Da. Ce spune, da. Sunt întrebările pe chat puse de studenți. Deja da. Sunt niște întrebări un pic foarte mult prea complexe pentru cât timp mai avem. Deci dacă ai putea să, nu știu, să sintetizezi răspunsul destul de scurt. Și avem așa studenta mea, Elena Arcire, pe care o salut, mă bucur că e aici. A sesizat legătura ta cu... De unde vine, de unde a pornit această legătură dumneavoastră? Credința și care se pestuia asupra credinței și bisericii. M-aș opri la prima parte a întrebării, pentru că deja a doua implică o istorie poate că un pic mai lungă, da, și mai adâncă. Dar dacă poți să pui degetul... Când a pornit această legătură? Da, e, în ce mă privește, e să spunem, simplu. Pentru că în familia mea ai mei nu mergeau la biserică, deși taică-mea și maică-mea sunt oameni care cred, să spunem așa, foarte vulgar. Dar nu mergeau la biserică, taică mi-e de la țară, de undeva din Călugăreni și merge la biserică, aprinde lumânări și așa mai departe, dar nu mi-au transmis mie, să spunem, o educație în sensul ăsta. În schimb, s-a întâmplat să-l cunosc pe Sorin Dumitrescu în 96, taică nu-l cunoștea pe el, m-a dus acolo când au hotărât ai mei. Aici e poate important de spus ce să fac pe viitor, pentru că eu nu mi definisem așa o traiectorie, o stradă a mea. Și au pariat ai mei pentru mine când au zis, domnule, hai să-l ducem, că văd că umple caietă de desen. Să-l ducem să vedem dacă e ceva de capul lui. Dar că nu știa pe Sorin Dumitrescu, m-a dus la el. Și el a devenit de atunci, anii în șir, un maestru al meu, un om de dialog și așa mai departe. Dar el, în același timp, cum spuneam, pictura nu se oprește numai în atelier. Pictura e și ce faci în rest. El e cel care m-a dus la biserică prima oară. Am cunoscut pe părintele Galeriu, am cunoscut oameni din jurul atelierului lui Sorin Dumitrescu. Ție ți-am spus, Anca, mai devreme, cum am participat și la niște ședințe, așa, dincolo de actul credinței, la niște ședințe când se punea la cale un fel de hold-up al Academiei de Artă pe vremea aia, în 90, când oamenii vreau să schimbe toată plapuma asta a profesorilor de dinainte de 89 să vină să facă un hold-up și să se introducă în felul ăsta în pedagogia
Institutului de Artă și erau atunci, pomeneam, de Vasile Gorduz, de Horia Bernea, de Ion Grigorescu, de Câlția. Eu pe oameni ăștia am cunoscut atunci în atelierul Sorin Dumitrescu și așa, de asta e altă discuție. Oamenii ăștia, fiecare oameni credincioși dintre toți aceștia pe care i-am pomenit și care m-au influențat și care m-au tras către biserică. Biserica a rămas o constantă în viața mea artistică și viața mea personală. Dacă e o constantă, e un termen care în cazul meu nu poți să nu ții cont de el. Pentru că, până la urmă, dacă ești sincer cu tine, faci tot felul de legături, întinzi tot felul de ancore către acești termeni care te compun. Și, sigur, nu de o manieră explicită, eu fac trimitere către biserică și către valorile ei. De pildă, când am pictat sicriele goale la Roma. Sau astăzi, când pregătesc, de pildă, expoziția despre Van Gogh. Va fi un discurs despre așa ceva, dar iarăși nu de o manieră explicită, pentru că fiecare dintre noi ne găsim o retorică în a vorbi despre lucrurile astea. Cam asta e. Numai un tip de, nu știu, de manifestare religioasă habotnică, poate fi. Nu e vorba despre asta, dar... Asta zic, e explicit. Ceva foarte clar, foarte explicit. Dar e un răspuns al meu la biserică și la ce mă întreba domnișoara Elena. Da, uite, tot așa, întorcându-te pe niște căi de început, Ioana Ionescu, dacă poți marca începutul picturii pentru tine. Păi, cumva am spus... Bunesc acele caiete. Da, prin caietele astea, adică, uite, de pildă ce fac eu, ține de educația pe care o fac eu propriilor mei copii, am două fete și bineînțeles că s-au apucat să desenez, dar au făcut-o că au vrut ele, nu că le-am pus eu în mână, na tată, ia caiete de aici și umple-le acum că și eu sunt pictor. Din potrivă, chestia asta e foarte sensibilă și încerc să nu o fac prezentă. Ele știu că pictez, ele știu că merg la atelier în fiecare zi, dar eu nu pun coarda pe ele și zic, ia mai călcați și voi pe la mine, pe la atelier, să vedeți ce fac. Sau ia uite ce am pictat acum ultima oară. Din potrivă, nu fac chestia asta, le las pe ele să intervină, pentru că... Dacă se va întâmpla ceva de natura asta, vreau să se întâmple firesc și natural. Și de-abia târziu cred că o să intervin și o să spun și eu un punct de vedere, adică o să le orientez în direcția asta, dacă voi considera. Și în cazul meu am avut... pe undeva șansa, că ai mei nu veneau din zona asta. Taică-mi e inginer, maică-mea tot cam din zona asta. Eu n-am avut un artist în familie și ei cumva au pariat în orb pentru mine când m-au dus la Sorin Dumitrescu și m-au pus pe mâna lui. El a zis, dom'le, merge sau nu merge treaba. Dar am avut mai mulți profesori, nu doar pe Sorin Dumitrescu, până în cele din urmă am ajuns la Ștefan Câlția la pictură. Urmă ne-am făcut propria selecție, proprii mei oameni pe care îi cultiv în continuare și așa mai departe. Apropo de Câlția, tot studenta mea... Ana Lupu, da, un element tridimensional pe care l-a expus la ultima expoziție. Am avut într-adevăr acolo niște machete. Am avut niște machete despre oraș la Cluj. Întrebarea aia, dacă întregești, dacă ai găsit că expunerea, prezența acelui element tridimensional, întregește mesajul expoziției picturii conceptului. Bănesc că din moment ce l-ai pus acolo, da.
Logic este... am vrut. Da, bine, studenta remarcă, Ana, și mulțumim că face asta, remarcă necesitatea tocmai acestui obiect și faptul că într-adevăr el întregește. Probabil că există similitudini, într-adevăr, mai ales prin formal, a ceea ce am făcut eu cu ce se regăsește la un artist sau la un altul. Dar lucrul ăsta nu încerc să mi-l cenzurez, pe de altă parte. Eu sunt adeptul modelelor, am recunoscut-o de multe ori. Dacă îmi place cineva, păi fac ca el și nu mă ascund în lucrul ăsta, pentru că numai în felul ăsta, sumându-l pe de-a întregul, poți să te și debarasezi de el. Alminterea târnă de tine, îl ascunzi tot timpul de ceilalți și nu recunoști chestia asta. Zic că nu, domne, eu nu semăn cu cutare. Rămâne în sistem. Rămâne în sistem, așa? Și eu, în felul ăsta, nici nu reușesc să scap de el. În ce privește, că vorbisem despre Ștefan Câlțea, profesorul meu, lucrurile acolo unde... El pentru mine nu e un model, să spunem, în pictură, la modul unei relații directe. Dar el a avut un rol important în viața mea, în construcția mea, să spunem, de astăzi. Și îi mulțumesc pentru asta, pentru că el e cel care m-a deprins cu, să spunem, cu un bun simț al picturii. Sau e cel care nu mi-a dat peste mână atunci când mi-am ales eu să mă țin după anumiți pictori. Mi-au plăcut, să spunem, nu știu ce să zic, într-o vreme îmi plăcea foarte mult Sorin Dumitrescu, vreau să fiu ca el. Dar Sorin Dumitrescu, la fel ca și Horia Damian, ca și Horia Bernea, ca și alții artiști din jurul nostru, Ioana Bătrânu, poate. Dau niște exemple acum, dar nu sunt foarte, foarte explicit pe treaba asta. Asta spun, că nu mi-am repudiat cheful și dorința de a face ca unii anume. Astăzi, în epoca Instagram, îmi plac mai mulți pe care îi citesc, poate, și îi fur. Până la urmă, pictura e o meserie a furtului. Trebuie să o recunoaștem. Și dacă e să cultiv ceva, e lucrul ăsta. Să fur de la alții, să fur din trecut. Că de-aia îmi place trecutul, până la urmă, să nu ne ascundem de lucrul ăsta. O fac pentru că îmi regăsesc acolo niște termeni pe care mi-aș dori asumați în pictura mea. Niște termeni care țin de meserie strict și de un fel de a gândi și așa mai departe. Da. Bogdan, pentru că nu mai avem timp la unul, ar trebui să închidem conversația. Da. Aici mai e o întrebare care iară cumva e externă subiectelor noastre, dar pentru că ai trecut prin partea și de business, nu știu, sau poate o să ne răspunzi detaliat și o transmit mai departe. Puteți să ne spuneți ceva legat de partea de business, relație cu colecționarea și galeriile? Iar e un subiect destul de lung și complex, nu știu. Bun, dar de care nu scăpăm nimeni dintre noi care facem pictură. Aici, din nou, iară ne-am împletit destinele o vreme prin galeria nenumită 418, da? Da, exact, exact. Da, și da. Trebuie spus de la bun început că am moștenit, să spunem, limbajul ăsta sau, mai bine zis, condițiile astea de a fi proprii noștri
oameni orchestră. Pentru că a trebuit să ne descurcăm, cu alte cuvinte. Spuneam că în 96 nu prea erau, nici nu știu dacă au, era doar galeria Catacomba și nu mai știu ce, să fi fost altă galerie privată, să spunem. Deși galeria Catacomba, nota bene, nu te pregătea și nu era o, cum să spun eu, un răspuns, o soluție pentru a câștiga bani, dimpotrivă. Galeria nu-ți cumpăra. Galeria Catacomba nu-ți cumpăra lucrurile, tu le donai. Acceptai să-ți fie luate lucrările pentru că intrai într-un patrimoniu important de artiști. Dar nu era o sursă de venit, pe de altă parte, pentru că nu făcea comerț cu artă, Catacomba. Și în timpul ăla nu mai știu să fie existat altă galerie, poate Dominus, dar Dominus era o chestie așa, doar cu numele, o conducea Zanfir Dumitrescu, na, de o anumită condiție, să spunem, artistică. Nu știu cine intra acolo și cine făcea raportul cu el ca și artist galerie, dar vreau să spun că era un teren foarte arid din punct de vedere al galeriilor și a relațiilor pe care le-ar fi putut cultiva, să spunem, între artist și colector acestea. Prin urmare, era un teren foarte, foarte antipatic, pentru că trebuia să te descurci cum poți. Și când, în ce mă privește, vindeam când puteam, mai precis. Și astăzi, răspunsul ăsta aș putea să-l dau spunând că cea mai sănătoasă soluție în privința vânzărilor și a câștigării banului e prin a avea o relație bună cu un galerist de artă de aici, din România și de afară. Și cam ăsta e și targetul meu sau să spunem ceea ce îmi propun să fac în continuare. Pentru că în timp lucrurile s-au reglat, adică după anii 2000 lucrurile s-au diversificat și în privința, după cum știți și voi, în peisajul românesc. Urmă, artiștii de aici au pătruns afară, au început să pătrundă și cei de afară aici și în felul ăsta s-au mai reglat lucrurile, dar mi-e teamă că am încasat-o iarăși foarte, foarte prost și cu momentul ăsta, cu virusul și cu... Mă rog, e și handicapul ăsta al faptului că suntem, deși poate și un avantaj, pentru că e o curiozitate în plus pentru Est, pentru artiștii din Est. Mă rog, dar e un lucru la care, nu știu, aș vrea să-l aflu și eu de la voi, pentru că nu e că dețin eu o soluție sau o... Las lucrurile ușa deschisă și lucrurile se nasc de la sine. Nu e așa? Da. Speram cel puțin. Da, exact. Da, asta iar ar fi, uite, lăsăm ușa deschisă poate pentru o viitoare discuție cu tine în care o să intrăm pe, nu știu, partea asta mai mercantilă a ceea ce înseamnă să ai profesia asta de artist și pictor în România. Da. Eu zic să facem un dialog comun la finalul prezentărilor, vedem ce listă de artiști vom avea și la final toată lumea cărțile pe față, cine cu ce galerie. Da, exact, cu cât vinde, ce contare. Să ne vindem strategii și metode de a ne dezvolta relațiile cu galeriștii și restul pieței de artă. Da, tot un artist, nu mai știu cine spunea, prin câte interviuri am trecut și am citit, că până la urmă cea mai bună recomandare pe care ți-o poate face spre un
galerist sau potențial cumpărător este un prieten de branșă, da? Un alt artist. Un alt artist. Dacă, da, să fim generoși, poate, între noi și nu se știe. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și dialogul. Și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Și eu mulțumesc. Mă bucur că s-a întâmplat lucrul de astăzi. O prezență. Da. La viitoarele dialoguri. Și complimente, complimentele mele pentru ce faci. E remarcabil. La București îți spuneam mai devreme autofrecord că n-am remarcat. Poate să existe, dar eu n-am remarcat să existe un astfel de dialog pe care să-l fac un profesor cu via internet cu un invitat. Mi-am dorit tot timpul să particip la o astfel de dialog la clasa mea, dar nu s-a întâmplat, din păcate. Am fost la un moment dat, într-adevăr, fac acum o buclă, Mavrodin, țin minte că venise prin propria dorință, s-a auto-invitat la Universitatea de Artă, unde a prezentat propriile modele în pictură și a avut un discurs de natura asta care mi-a plăcut atunci. Da. Na, păi... Împreună cu Ioana o să încercăm să mai repetăm experiența asta. Sigur. Mulțumesc și eu, Bogdan. Eu mai aveam câteva întrebări, că eu... Am încă undeva ascuns o studentă harnică în mine, de parte așa îngropată. Da. Bine, hai acum zi, dacă tot. Și vreau să te anunț de pe acum că am fost foarte inspirată de conferința asta și o să fur câteva întrebări pe care o să le includem în interviurile noastre cu atelierele de artiști. Așa că să nu ne dai în judecată, te anunț de pe acum în temă, da. Totul e pe față. Mulțumesc foarte mult, bine, mulțumesc. Chiar așa și mă bucur și pentru studenții noștri, sper că a fost și pentru ei o fereastră în practica unui artist contemporan. Toate bune. Am să opresc înregistrarea acum, ca să... Așa.